În acest videoclip îți voi prezenta partea a doua a videoclipului precedent despre poveștile horror din spatele jocurilor celebre. Țin să precizez că aceste informații nu sunt certe. Acestea sunt luate de pe internet. Prin urmare, să nu mai pierdem vremea și să începem. În secțiunea de comentarii, cineva, un urmăritor, a spus propria lui experiență înfricoșătoare cu jocul My Talking Angela. M-am interesat despre acest subiect. Am aflat că în ochii Angelei se pot vedea trei copii răpiți. Se crede că niște pedofili au reușit să se infiltreze în acest joc, putând cere de la copiii mai mici, care joacă acest joc, date cu caracter personal. Un alt joc care a fost popular foarte mult timp este Clash Royale. Acest joc pare foarte interesant, doar că și foarte enervant. Pe internet circulă foarte multe videoclipuri cu persoane care au o izbucnire nervoasă, aceștia lovind lucruri, spărgând farfurii sau țipând. Povestea următoare este terifiantă. O persoană anonimă ne spune că doar ce aflase de jocul acesta și se juca non-stop, afară, când ieșea cu prietenii sau la școală. Totul s-a schimbat când a intrat într-un grup de pe acest joc. Persoanele de pe acel grup păreau foarte primitoare, dar el nu știa ce va urma. Într-o zi, un om intitulat Mark a intrat în grupul lor. Acesta a început să spună cât de mult îi place acest joc, nimic deosebit. Dar ceea ce este cu adevărat ciudat este că Mark a întrebat persoana cu pricina dacă vrea într-o zi să se întâlnească și să se joace împreună. Acesta a spus că știe unde locuiește, câți ani are și știe adresa și numărul de telefon. Nici până ziua de azi nu se știe cu exactitate cine a fost Mark sau ce a vrut cu adevărat. În minutele următoare vom vorbi despre Fortnite, un joc foarte popular. Se crede că toate caracterele suferă din când în când mutații, acestea arătând misterios și îngrozitor. Această eroare nu apare la toți jucătorii, dar pe internet, unii oameni se plâng că jocul nu funcționează așa de bine ca până acum. Căutând toate aceste subiecte, am aflat mai multe informații despre popularul joc Minecraft. Despre acest joc am vorbit în videoclipul precedent, dar am aflat că nu există doar o entitate, acestea fiind mai multe, arătându-se din când în când aproape insesizabil pe hartă. Se pare că am ajuns la finalul acestui videoclip. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi. Noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Până atunci, tu poți urmări videoclipul care apare chiar acum pe ecran.